Sala Garabeti Brăileanu a Colegiului Național Roman Vodă găzduiește astăzi, 16 martie, începând cu orele 16, o nouă manifestare a Cenacului Grep Sidra, al cărui invitat principal este poetul pietrean Lucian Strochi, membru în Senatul Cenacului. Acesta va oferi o sesiune de autografe pe cele 5 volume ale sale. La manifestare vor participa invitați de seama ai scriitorului din Republica Moldova, dar și din România, care vor vorbi despre cele 5 volume lansate. Deci, vorba de o sesiune de autografe pe cărțile care formează ancadierul și integral ancadierului, adică 5 volume care au apărut în această serie. Și am invitat împreună cu Cenaclu Grep Sidra oameni care mă cunosc, care au scris despre mine din mai multe zone ale țării. În primul rând din Republica Moldova, conferențiar universitar dr. Victoria Fonari, care chiar în anul ăsta a scris despre mine în literatură și artă și ne cunoaștem și ca poet și așa mai departe. E vorba de Culiță Ușurelu, care vine de la Focșani, care are editura Salonul Literar și revista Salonul Literar și un redutabil prozator, un foarte bun ziarist cu zeci de ani vechime, cu interviuri excepționale luate unor personalități. Petruș Andrei, care e om din județ și care trăiește actualmente la Bârlad, un foarte bun critic și membru al Uniunii Scriitorilor, filiala Bacău, unde colaborează cu Plum, cu Ateneu, cu alte reviste. Gheorghe Simon, pe care bănuiesc că știi, un poet de valoare de la Târgu Neamț. Din Piatra vor veni Mihai Hanganu, recent membru al Uniunii Scriitorilor din România, și Tudorel Radu. Dintre alte personalități, dintre sunt și, să zicem, politici, dar nu vin în calitate de oameni politici. Va fi prezent probabil Ioana Savei, vicepreședinte al Consiliului Județean și primarul municipiului Roman, care, mă rog, se poate afiș. Nici romașcanii nu vor lipsi de la evenimentul cultural generat de membrii de marca ai Cenaclului Grep Sidra. Lucian Strochi va face și o donație de carte Bibliotecii Colegiului Național Roman Vodă, Muzeului aceleiași unități școlare și Bibliotecii Municipale George Radu Melidon. Se vor face donații pentru Biblioteca Liceului Colegiului Național Roman Vodă, pentru Biblioteca Municipală, pentru Muzeul Calista Bodaș. Cenaclul Grep Sidra și-a reluat activitatea anul acesta cu promisiunea și certitudinea că va reuși să genereze periodic acte de mare valoare culturală prin natura invitaților chemați să conferențieze pe tema lunii respective. Prima manifestare s-a desfășurat la Biblioteca George Radu Melidon, însă, ținând cont de spațiul insuficient numărului de invitați, s-a decis mutarea evenimentului în aula Colegiului Național Roman Vodă. Manifestarea de astăzi va fi transmisă în direct de către postul de televiziune Roman 24.